Știe domnul senator ce buget are Bucureștiul pe 1998? Discutăm cu, pe cifre, nu pe... Dacă vrea pe versuri, putem discuta bugetul și pe versuri. Bucureștiului, da. Așa, prima întrebare, altceva. Așa, știe ce buget are Transilvania în totalitate ei? Da, mai departe. Să-mi spună și mie cui aparțin aceste versuri. Femeie înțeleaptă, slavă ție și fieți omenia căpătâi în cronicile țării pe vecie, tu ai intrat cu cinste și rămâi, chestie pentru Elena Ceaușescu, deci să lăsăm papie. Dar dumneata ai citit vreo carte în viața dumitale, domn? În afară de Acu și Barosu și Greuceanu, dumneata ai citit vreo carte, domn? Câte clase ai dumneata să vorbești cu un om care are istoria la Viena, domn? Nu se pare că s-ar rău peste cal? Deci, am înțeles, domnul Tucă, eu vreau să spun așa, resping această tendință de a împărți bugetele pe capitală și pe Transilvania. Transilvania nu e o parte distinctă din România. În al doilea rând, dacă se insinuează faptul că în București ar fi alocați mai mulți bani, este o mare eroare, pentru că eu vă trimit la ziarul informația Libertatea, chiar din București, care apare la București, Libertatea de azi, ați văzut-o, cu harta aia cromatică, cu patru degradeuri, cu patru tipuri de culori, în care sunt câteva județe, în special chiar Cluj, Sibiu, care sunt foarte bogate în comparație cu sudul țării, cu Giurgiu, cu Ialomița, cu Călăraș și cu Moldova, Neam, Suceava, Botoșan, care sunt foarte sărace. Așa că împărțirea asta este arbitrară. Au bugete și se gospodăresc cum ori știi. Dacă Viorel Lis a risipit banii pe apa Dâmboviței și pe panouri publicitare, cât reclama aia, Marius Tucă Show, cine e de vină, domn? Și acum să vă spun și cifrele pe care le-am eu în față. Da. Că văd că nimeni n-a răspuns la întrebarea cu cifrele. Vă rog. Bucureștiul are 1475 de miliarde 618 milioane. Da. La 2 milioane jumate de locuitori. Transilvania are în total 1114,3 mii de miliarde. Mi se pare corect? Păi, mi se pare corect atâta timp, federalizarea țării. Mi se pare corect atâta timp cât cei pe care am ales noi, cei care au votat aceste sume, sunt aleșii noștri, sunt cei pe care i-am trimis noi în Parlament. Eu, dumneavoastră, domnul senator și toți ceilalți. La următoarele alegeri... Noi am primit La următoarele alegeri vom vota altfel, vom vota în așa fel încât să nu mai existe discrepanța pe care o faceți publică dumneavoastră.